Hristos a înviat. Vă prezint înregistrarea audio-video needitată pe care am realizat-o la cea de-a treia întâlnire pe care am avut-o cu înalt preasfințitul arhiepiscop Teodosie și cu consilierul arhiepiscopiei, preotul Ilie Petre. Prin investigația pe care am realizat-o și publicată de către Recorder, am dorit să aduc la cunoștința opiniei publice sistemul corupt de finanțare, sistem din care fac parte oameni din biserică, dar și oameni politici. Scopul meu a fost să scot la suprafață, să aduc la cunoștința opiniei publice corupția din biserică și din societate, cu speranța că se va schimba ceva. Însă, nimic nu s-a schimbat. Dacă anul trecut s-au împărțit 715 milioane către culte, în procent foarte mare, pe bază de trafic de influență și mită, anul acesta sunt 450 de milioane de lei pe care Secretariatul de Stat pentru Culte le împarte către biserici. Și să vă dau un exemplu. Arhiepiscopia Timișoarei, care presupune județul Timiș, a primit anul trecut 17.600.000 de lei, peste 3.300.000 de euro. Arhiepiscopia Tomisului a primit doar 590.000 de lei, adică vreo 120.000 de euro. Numărul de credincioși ortodoxi din județul Timiș este apropiat de numărul de ortodoxi din județul Constanța. Atunci cum se explică că Arhiepiscopia Timișoarei a primit de 30 de ori mai mult decât Arhiepiscopia Tomisului? Înalt preasfințitul Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, este prieten cu Sorin Grindeanu și cu Alfred Simonis, domnii de la PSD cu funcții mari în guvern și în Parlament. Domnul Marcel Ciolacu, care coordonează Secretariatul de Stat pentru Culte, nu a stabilit nici acum criterii clare și transparente pe baza cărora să se împartă banii de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Vă aduceți aminte în iunie anul trecut când a fost votat în Parlament guvernul Ciolacu? Cine a participat la votul de investitură? Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Întrebarea este, ce a căutat Patriarhul acolo? Să-l susțină pe Marcel Ciolacu sau din contră să susțină opoziția? Înțeleg, la Cotroceni, când guvernul depune jurământul, este o ceremonie și este normal să fie invitate persoane cu funcții înalte în statul român. Dar la votul de investitură nu are ce căuta, să spunem, Patriarhul Daniel. Care este rolul prezenței Patriarhului Daniel? Să influențeze votul? Vă spun acum și de ce s-a dus preafericitul Părinte Patriarh Daniel la votul de investitură. Ca să obțină numirea în funcția de secretar de stat a domnului Ciprian Olinici, consilierul personal și director la Trinitas. Înțelegeți cum stau lucrurile? Patriarhul Daniel participă la votul de investitură și nu înțelegem care a fost rostul participării la acea ședință a Parlamentului să influențeze votul, să fie de partea puterii sau de partea opoziției? Nu, să fie de partea lui Marcel Ciolacu, ca după aceea Marcel Ciolacu să se revanșeze către Patriarhul Daniel prin numirea consilierului personal într-o funcție politică. Și nu doar într-o funcție politică, ci o funcție care presupune puterea de a împărți bani publici. Vă rog să urmăriți și aceste înregistrări,
ca să puteți trage singuri concluziile cele mai potrivite. Doamne ajută, numai bine! Cu respect, este exact vis-a-vis de casino pe... Da, de casino... gata, v-am văzut, acum vin. Da, vin imediat. Respect, părinte, consilier. Care bine. Dorin Ivașcu. Se simte foarte greu că e festivalul Neversig. Eu cred că am făcut numai de ori ca să vin din mașina bună. Ai jale, da, și... Plus că e un respect, bulevard doamne, ajută. Central Ferdinand, pe care azi îl termină. Și-au blocat circulația complet ca să-l poată... ca să-l poată asfalta. Tot pentru mâine. Micuța, mă ajutați aici? Cum fac? Gata, am reușit. Respect. Doamna așa. Da. Perfect. Da. Să fiu mai operativ. În regulă, am vorbit și cu un alt preasfințit. Nu sunt mare ceva, da. Dar nu știa detalii. Treaba e simplă. Putem aduce 800 de mii de lei. Așa. De la Secretariatul de Stat pentru Curte. Bun. Marea majoritate a banilor se distribuie politic. Da. Singura noastră pretenție, comisionul e 20%, adică... În regulă. Și unde ziceți acolo? Acolo idem, da. Gata. Păi, bun, o să vorbesc cu un alt institut să ne gândim exact la proiect, pentru că noi știm cum să depun dosarele. O să facem un dosar mai consistent ca să prinde suma asta. Da, asta e prima, se poate o tranșă acum, în luna asta sau luna viitoare, cel mai târziu. Da. La rectificare în toamnă, dacă treburile merg bine și nu sunt sincope, la rectificare din octombrie spre decembrie și atunci aveți timp, știți că banii dați în regulă. În regulă. Și astfel se justifică. Da, dacă da. Dacă îi primește noiembrie, trebuie să-i justifici până la 30 aprilie. Exact, da. Exact. Perfect, așa. Da, în regulă. Dar cum va trebui să vedem? Noi știm că și dosarele așa le-am făcut până acum. Ei îți dau undeva la 70% din valoarea dosarului. Adică, ca să-ți dea 800, cât a spus, trebuie să ai unul de, cel puțin de 1.100.000 lejer. Da. Așa. Deci, un singur dosar? Pe un singur dosar spuneți că se va da sau ei merg mai multe dosare? Nu putem da mai mult de 800.000 pe un... Deci, adică, putem da pe un singur dosar? Putem da pe un singur dosar? Pe un singur dosar? Numai că la o tranșă sau două, maxim pe județ, adică mai am și la Tulcea, dar nu pot într-un județ foarte mult să concentrez. Da, ok, dacă asta e suma, și că sunt în două obiective, pe noi nu ne interesează. Da, înțeles, e perfect. Îmi spuneți vreau exact, îmi trimiteți o valoare. Eu o să vă dau... Cred că o să vă dau numărul de înregistrare de la dosar după ce depunem dosarul. Perfect, așa perfect, bine. Perfect. Da, da. Și dacă ați putea luna asta, ce, până la sfârșitul lunii, ar fi super. Nu, se face ușor, că noi avem inginer de rezistență, avem constructorul trebuie să facă, cum se cheamă,
devizul de lucrări și asta e simplu. Așa e bun. Da, da. Așa e bun. Atunci e simplu. Nu văd care e problema. Da, super. Facem. Așteptăm să-i spunem altul ca să-i spunem că am înțeles despre ce. Hai să facem schimb de numai de telefon noi, că da. Mai discutăm prin altul. Da, da. Complicat așa. Da, da, da. Cum să nu? Deci, vă dau... Spuneți numărul, să vă dau... 0759 96. Eu v-am apelat acum. Da. Bun. Așa. Nu, nu, la sfârșit. Da, da. Consider economic. În regulă. Și eu vă trec aici. Ivașcu, parcă vă găsește. Da, Ivașcu, da. Dorin. Ivașcu, Dorin, ăsta trebuie să se cer ca să știu despre ce vorba. Da. Ilie, da? Ilie Petre, da. Napra Sfințitul spunea că chiar la Palatul Episcopal, da. Da, noi am avut deja un dosar de pe l-am și câștigat. Adică am primit deja 3 miliarde pe dosarul ăla. Dar nu trebuie să împărtăm lucrurile, pentru că la Palat noi acum suntem în depunere la CNI. Adică acolo intrăm undeva la 10 milioane de euro, este investiția, se intră pe întreaga și nu vreau să stricăm, nu trebuie să amestece apele. Regula. În schimb, mai am de accesat pe proiectul de arhitectură niște bani pe Palat, undeva la vreo 2 miliarde și pe catedrală încă 3. Deci 5 miliarde am de accesat de care am nevoie. În regulă. Deci 5. Și să mai am Biserica Greacă, care la fel este monument și care la fel are de accesat banii pentru proiectul de arhitectură. Din stat fac 3 dosare și banii ăștia sunt. Super atunci. Deci, e super fără atunci. Problemă să depun, o să primiți numele de înregistrare, cel care s-au depus și ulterior discutăm despre modul cum trebuie să, asta ar trebui stabilit încă de pe acum. Cum se face plata aia de care ziceți, comisionul, cum îl... E simplu. O să aveți colaboratori, bănuiesc, societăți. Nu, să facem cu societățile și le emitem factură ca să poată și justifica. De aceea 20 e un pic mai mult pentru că intră TVA-ul, intră taxele la stat. Dacă ne-am gândit că e mai greu cu cash. Până, și societățile, când zici, bă, trebuie să scot o sumă mare din societate, da, da. E complicat, așa? Dumneavoastră, după ce ați făcut plata, ne anunțați, noi emitem și ei ne fac plata nouă. Da. Și se descarcă și ei, adică atât la TVA cât și la impozit, și e mult mai ușor, și mai elegant, și mai simplu. Și plus că nici nu vă implică dumneavoastră, nici arhiepiscopia, între societățile noastre, adică între societatea mea și... Să facem așa din serviciile pe care le au eu și... Exact, exact. Găsim noi soluții, ori consultanță, vedem noi, prestări, servicii, în fine, ne înțelegem noi care este obiectul contractului. Da. Și e regulă, numai noi lucrăm pe construcție, om de-al nostru și știm cum să facem. Garanția e la dumneavoastră, adică ei să fie, să fie corect. Integrală și ei și în același timp știu cum să. Da, în regulă. Deci ne-am gândit că e cel mai simplu așa. Bun, proiectele sunt, v-am zis, vor fi 3 proiecte de arhitectură, descriere de proiecte. Pentru că sunt toate monumente și toate sunt eligibile. Am înțeles, da. Dar nu e voie, dacă e o biserică normală, nu are voie să depună la SSC pentru proiect. Are voie să depună pentru lucrări de construcție, are voie pentru alt tip de lucrări. Dar nu pe proiect de arhitectură, doar cele care sunt monumente. Și noi avem, adică asta mai avem nevoie. E perfect a venit asta. Oricum noi ne gândeam să depunem. Că primisem banii ăștia, i-am primit la începutul anului, ăstea 5 miliarde și aveam nevoie să continuăm. Bine. E regulă. Da, ați venit la fix pentru că oricum de mâine nu se mai poate intra aici. Că se închide pentru nevărsii 4 zile, se închide jumătate de oră și toată zona asta nu se mai circulă. De asta umblă poliția locală și... Da, pe cum... vor să scoată mașini. Am înțeles. Scoată mașini și nu vor avea acces decât cei care au rezervare. Am înțeles. Da.
Noi rezervoare avem sau instituțiile care au sediu în peninsulă și riverani. Aoleu. Și când începe nebunia asta? Următoarele zile, nu? De acum, de mâine dimineață. De mâine? De mâine dimineață începe. Mâine dimineață deja e închis. Am îmbătrânit. Da. Mâine dimineață până pe... până pe duminică inclusiv. Până duminică. Aoleu, ce nebunie o să fie. Da. Da, noi am învățat, dar bugul e într-adevăr. Da, pentru sănătatea economică a orașului e bun ăsta. Vin foarte mulți turiști. Foarte mult și... Nu știu cât se întoarce la autoritățile locale, din bani, câți bani se întorc aici, din taxele pe care le din bilete, din asta, dar bă, nu este eu... Nu, din taxe, mă, din da. Impozite, din... Da, din la turiști, de la cameră de hotel, de la tot. Da, clar că e un plus valoare pentru situația economică a orașului. 60-70 de mii de turiști. Care vin turistul pe vine pe și consumă. Normal. Consumă. Da, 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 sigur. Și prețurile sunt mici, am văzut. Foarte mici. Da, am stat chiar la aici, la restaurantul ăsta. La Bună Elizabeth? Da. Păi, dar v-ați știut unde e. Dar mi-a plăcut că e răcoare. Am zis, nu mai plec de aici. Pun, mă mai învârt prin oraș. Asta cu bine, nu? E ok, restaurantul e regulă, acum e sezon bine și arată frumos. Da, și e plăcut înăuntru, adică... Așa ar trebui să coborăți jos în port. Aici, în portul turistic, ar mai fi. Sunt foarte multe acolo, foarte multe restaurante. Dar e altceva. Da, m-a sunat în altul și a zis că într-o oră o să avem cel discuția. Mult, da. Cel da, mult o oră. N-am plecat de și am zis, unde să te mai duci, să te mai învăț? Da. Când am văzut, de afară nu prea pare cine știe ce. Dacă intri înăuntru, e ok. Ok. Și mâncarea a fost bună. Da. Și prețul pe măsură, dar... Ce se face? Ce se a fost ok. Și sunteți deloc din Bacău. Din Bacău. Din Bacău, da. Am prieteni din Bacău, am avut colegi de școală care a fost făcut protopop de Bacău. Ah, da, cum să nu? Am auzit de care e la Precista. La Precista, da. Preot și el și fiul lui mi-a fost coleg de clasă. Da, cum să nu? La București. Și sunt niște domni care au niște brutării pe acolo, prin niște oameni de afaceri. Și la fel am avut băiatul lor, coleg de clasă, plecat în America, tot în zona aia Bacăului. E un oraș care a crescut mult, Bacău. Da, s-a dezvoltat. Foarte mult în ultimii ani. Și nu știu, n-am fost decât cu centura asta să văd cum e, dacă locolești ușor acum. Înainte mă enerva trebuie că mă duceam la Vata Dunei cu un altul, trebuia tot timpul să treci prin Bacău, jumătate de oră, doar cel puțin să-l traversezi. Da, e dificil acum, când veniți la București, îl evitați. Da. Pentru că vă duceți până drumul către Roma. Da. Și frumos, se evită elegant, pentru că este o porțiune și de autostradă. Da. În sfârșit avem și noi în Moldova. Sigur. Un capăt de autostradă, da. Va fi, sunt convins că vă cumbrăresc, merge repede. Da, au început lucrări serioase. Da. Păi și ai noștri, zic, bă. Bine, trebuie făcute. S-au mai schimbat un pic și politicienii de la noi din zonă și au înțeles că dacă nu fac autostrăzi, jale. Sărmâna. Binecuvântați. Ați vorbit ceva? Da. Nu mă cât ați lămurit? Tot. Am lămurit tot. Mi-a spus că mi-a ședit, el e omul meu de încredere. Da. Cel mai apropiat și toate încredere. E vorba de dosare de SSC, ce de care nu depunem și noi. Așa? Dumneavoastră o intrare acolo care garantează aprobarea dosarei. Așa, sumă de, pe județul nostru, de 800.000 de lei, adică 1 miliard. Atât noi la Palat, cât și la Catedrală, și la Biserica Greacă, noi mai avem de accesat cam 1 miliard. Pe arhitectură, că altfel, pe Palat, noi acum intrăm pe CNI și nu încurcăm lucrurile, să nu ne amestecăm pe Palat, că nu facem nimic bine. Și ce dorința au dumneavoastră este ca suma care vine la noi, cumva, după aceea să se comisioneze. Dar e simplu, modalitatea nu e...
nu e nimic complicat. Și asta luăm pentru catedrală, da. La catedrală mai am avut de 25 miliarde, 3 ne-au dat, mai avem 2 de lat. La fel, la Palat mai avem 2 de lat ca să finalizăm cu tot proiectul de arhitectură, stați în 4. Și acum știu că și Biserica Greacă mai are de la bani, că nu a primit decât 700 de milioane. Și trebuie să mai gândiți unde mai... Ne mai gândim unde și luna asta ar trebui depusă ca să prindem bugetul. Și astea sunt, dar putem să mergem și pe lucrări de construcție. La cele mai înalt timp, să facem dușul în doi. Asta o să-i sfătim noi. Și ulterior de sală facem împreună. Am făcut schimbările de telefon. Mare. Și văză ușor. Deci... Este și o chestie culturală și... Atunci eu o să țin legătura cu părintele consilier. Da. Eu le dau, o să le trimit un alt număr de registrare de la dosar, de la să se cer, în clipa care avem o registrare de dosarele, ca să se, să se aprobe. Deci, are o istorie eu mă retrag. Binecuvântat să n-am vrut, sunt putem. Cu respect, părinte. Ne auzim, toate cele bune, nu mai vine. Doamne ajută, nu mai vine. Strânge,